Situată pe clisura Dunării, comuna Berzasca are deja un rang bine meritat de stațiune exotică, atât prin peisajul unic, cât și prin modul de construire a complexului pe un ponton, care ne poate duce ușor cu gândul spre Bora Bora sau Maldive, doar că în varianta românească. Astfel, primarul Petru Furdui continuă promovarea locului, găzduind aici o nouă ediție a Festivalului Balcan, ce reunește voci cunoscute la nivel național și internațional din România, Serbia și Grecia. Localitatea Berzasca este așezată în clisura Dunării la 74 de kilometri în amunte de Orșova din județul Mehedinți și la 58 de kilometri în aval de Baziaș. Este situată în sud-estul județului Caraseverin, iar în perioada 15-17 iulie va găzdui unul dintre cele mai mari festivale găzduite vreodată în clisura Dunării, Balkan Festival. Astfel vor urca pe scenă nume sonore ale muzicii românești, sârbești și grecești, capăt de afiș fiind Lepa Brena, Horia Brenciu și Nikos Papadopoulos. Este vorba de o inițiativă pe care am luat-o împreună cu partenerii din Serbia, respectiv din Golubăț, o idee de a realiza un eveniment care să se multiplice și pe un mal și pe celălalt al Dunării. După această idee a venit în completare și o altă comunitate dintr-un alt stat membru al fostei Iugoslavii, deci din Slovenia, localitatea Jugemberg, și avem și din Grecia, Uranopoli din Grecia, care vine alături de acest concept. Un festival balcanic care vrea să reunească toate țările care știu să practice muzica de calitate, o muzică care transmite dragoste, empatie, iubire. Știm foarte bine, muzica românească, autentică, se adresează acestui gen. Fiind zona turistică clisura Dunării și pentru că ne dorim ca dezvoltarea, din punct de vedere turistic, nu numai al structurilor de cazare, ci și al serviciilor oferite într-o zonă turistică, să se dezvolte unitar între cele două maluri ale Dunării, dar și între cele două județe, Mehedinți și Caraseverin, astfel încât turiștii care vin aici să aibă o ofertă cât mai mare pentru petrecerea timpului liber și a concediilor, și de ce nu să învățăm pe turiști să își aleagă un concediu de o săptămână, să nu rămânem numai la mini concedii, maxim 3 zile. Organizat de primăria și Consiliul Local Berzasca în parteneriat cu Asociația Prodatina și Roca Music, evenimentul își propune să aducă mai aproape de locuitorii din clisura Dunării, dar și de vecinii de peste Dunăre, muzica românească și cea balcanică. Acum 4 ani a fost prima ediție, dar pentru faptul că România serba 100 de ani de la Marea Unire, prima ediție s-a numit România 100 la Berzasca. A doua ediție a fost, de fapt, prima a Festivalului Balcanic, acum 3 ani, unde am reunit interpreți de pe malul stâng și drept al Dunării. E vorba de interpreți pe care i-am adus din Serbia, Mitar Milic, Rada Manoilović, Snežana Babić, și pentru că sunt la Severin și trebuie să ne mândrim, am avut-o și pe Cristina Voicu. Știți foarte bine că ea nu este etnică minorității sârbe, dar cântă foarte bine sârbește și a câștigat chiar grande zvezda în Serbia. Iar pe partea românească am avut pe vârful de eveniment pe Bănică. Spre deosebire de prima ediție a festivalului, când locația aleasă de organizatori pentru eveniment a fost Stadionul Comunal din Berzasca, de această dată evenimentul se va desfășura pe un teren privat, situat chiar pe malul Dunării. În prima zi de festival vor cânta Horia Brenciu, Teoroz, Elena Gheorghe, Nikos Papadopoulos, Jean de la Craiova. Sâmbătă sunt așteptați să încânte publicul Andra, Trei Sud-Est, Raluca și Proiectul Balcanic, Shondi și Mahala Raibanda, Oana Radu, iar duminică vor cânta pe scena din Berzeasca renumiții de Jean Petrovic și Lepa Brena. Evenimentul va fi prezentat de Daniel Buzdugan și Mihai Morar. Pentru anul acesta am ridicat ștacheta și de aici încolo așa va fi. În evenimentul pe care îl
vom desfășura, vor fi prezente cele mai sonore personalități în zona muzicii românești, adică cei mai de valoare din România și Serbia, chiar și Grecia. Și festivalul se va derula pe 3 zile, 15, 16, 17 iulie. În fiecare zi evenimentul va avea 5 ore de concert minim. S-a luat această inițiativă într-un parteneriat public-privat, un privat care este de al dumneavoastră din județ aici, care a achiziționat un teren pe malul Dunării la Berzasca, ascultându-mi povestea, a zis: domnule, eu sunt de acord să fim partenerul dumneavoastră și să realizăm acest eveniment pe terenul proprietatea mea, pentru că eu vreau să-l pun la dispoziție și întregii dezvoltări a Clisurii Dunării. Și chiar ideea se va duce și se va merge mai departe. Vom crea 3 evenimente pe an, început de sezon, sfârșit de sezon și în vârf de sezon, cum este luna iulie. Pentru noi luna iulie este vârf de sezon, va fi Balkan Fest. În prima zi avem pe Horia Brenciu, Teo Roz, Elena Gheorghe, Nikos Papadopoulos din Grecia, Jean de la Craiova. Am ales acest mixt, dat fiind faptul că fiecare dintre ei cântă, au melodii comune. Știm foarte bine Horia Brenciu are cu Teo Roz, știm foarte bine că Elena Gheorghe are cu Nikos Papadopoulos, știm foarte bine că Jean de la Craiova are cu Teo Roz și am făcut astfel încât să fie toți împreună în prima zi de eveniment. În a doua zi, este vorba de sâmbătă, avem pe Andra, 3 Sud-Est, Raluca cu programul Balcanic, Mahala Raibanda cu Shondi și Oana Radu, câștigătoarea de la Vocea României, și în a treia zi, Dejan Petrovici și Lepa Brena. Evenimentul va fi prezentat de Morar și Buzdugan. Toți oamenii care au intrat în acest proiect, să știți că sunt oameni de foarte bună credință, oameni cu frică de Dumnezeu, oameni care s-au găsit cu elemente comune, în primul rând respectul, dragostea și credința în Dumnezeu. Balkan Festival este evenimentul muzical care își propune să atragă în Clisura Dunării peste 30.000 de participanți. Costul unui bilet este de 85 de lei pe seară, iar cel al unui abonament de 180 de lei. Biletele se pot cumpăra online de pe iabilet.ro. Accesul copiilor cu vârsta până la 14 ani este gratuit.